Bine ați revenit la Mobilissimo.ro. Astăzi scoatem din cutie telefonul Huawei Nexus 6P. Este flagship-ul Android 6.0 Marshmallow de anul trecut și este cel mai nou model Nexus produs de Google împreună cu Huawei. S-a lansat luna septembrie și hai să vedem cum arată ambalajul său. Rețineți că este o variantă de test aceasta, deci e posibil că unele accesorii să lipsească. Prețul, ei bine, la RCSRD se-l costă 2849 de lei, la EMAG.ro costă 2749 de lei și la marketonline.ro 2698 de lei. Aici au niște instrucțiuni legate de încărcător, cablu și modul de scoatere a SIM tray-ului, iar telefonul arată astfel. Este succesorul lui Motorola Nexus 6, ceea ce este ușor de realizat pentru că se numește Nexus 6P. Este un tablet ceva mai mic, ca diagonală cel puțin, 5,7 inch. Se remarcă din start faptul că avem difuzoare frontale, unul aici și unul aici. O carcasă metalică foarte arătoasă cu o ușoară protuberanță în zona camerei, care promite multe lucruri. Scanner de amprente în spate, emblema tipică Nexus pentru Huawei Nexus 6P. Și acum să vedem ce avem în cutie, încă o dată o cutie neoficială. Cheița metalică ce ne permite accesul la slotul SIM, cablul USB Type-C, reversibil și din nou fără încărcător pentru că este o variantă de test. Revenim la handset, măsoară 7,3 mm în grosime, cântărește 178 de grame și dă senzația că este ceva mai angular decât modelele din ultima vreme. E la modă să produci telefoane ce au muchile rotunjite, e bine, nu și acesta, are o bordare ceva mai angulară, nu tai la degete din fericire. Hai să-l și pornim, să înceapă setup-ul inițial. Ecranul de aici este un AMOLED de 5,7 inch cu rezoluție de 2560x1440 de pixeli și aspect 16:9. Procesorul de la interior este un Qualcomm Snapdragon 810 în varianta 2.1, tactat la 2 GHz, e un CPU octa-core și este varianta 2.1 pentru a nu fi aceea cu probleme cu supraîncălzire. Este modelul superior pe care l-am văzut și pe OnePlus 2, dacă mi-am amintesc eu bine. La interior avem 3 GB de RAM și există 3 variante de stocare, 32, 64 sau 128 de GB. A început setup-ul. Vedem și tastatura virtuală, bine încadrată. Nu facem setup pentru scannerul de amprente încă. Next și cam acesta a fost procesul inițial de setup, umblăm puțin la luminozitate. V-am spus că terminalul rulează Android 6.0 Marshmallow în varianta stock. Primul contact cu Marshmallow a fost pe HTC One A9, iar acum îl vedem nemodificat pe acest OS, fără vreun custom UI aplicat peste. Vorbim despre dotări, e bine, terminalul vine cu o cameră frontală de 8 megapixeli pentru selfie-uri, în vreme ce camera principală este de 12,3 megapixeli și din nou promite foarte mult având acest modul destul de generos. Port USB Type-C în această zonă, două difuzoare frontale, conectivitate Wi-Fi, Bluetooth 4.2 și LTE, 3 microfoane aflate la bord, scannerul de amprente la 360 de grade, apoi avem o baterie de 3450 de mAh, un corp, un șasiu metalic unibody, suport Android Pay și sticlă curbată 3D pe acest terminal, cel puțin așa scrie pe site-ul oficial, sticlă curbată 3D. Ca de obicei, aruncăm o privire peste interfața camerei, facem trecerea între captură foto și video cu un swipe, am înțeles. Interfață ultra minimalistă, opțiuni precum Photosphere, panorama, lens blur și setări legate de rezoluție și calitate, fotografii până la 12,2 megapixeli, camera principală, cea frontală 8 megapixeli și captură video până la 4K. Ecranul ar avea protecție Gorilla Glass 4 și la interior mai găsim un GPU Adreno 430, iar având în vedere că rulăm Android 6.0 Marshmallow, terminalul vine cu funcții precum Doze pentru extra baterie, Google Now On Tap, pe care în sfârșit o să-l putem testa, cu puțin noroc, apoi un management al permisiunilor ceva mai avansat și am remarcat un lucru interesant, avem o textură a butonului Power, care mi-amintește de HTC One A9, doar că aici nu avem dungulițe, ci punctulețe pentru a simți butonul mai bine, deși eu tot apăs din greșeală pe volum din cauza amplasării sale. Veți găsi prețurile acestui handset sub clip, sub clipul YouTube, în descriere. În principiu v-am spus să găsiți la RCSRD
EMAG.ro și Market Online, dar mai sunt și alte prețuri atractive. El este Huawei Nexus 6P, flagship-ul Android 6.0 Marshmallow, a cărui cameră ne intrigă foarte mult prin design și poate și prin capacitate. Vom testa asta zile următoare. Rămâneți pe mobilisimo.ro pentru că vine și review-ul foarte curând. Acesta a fost unboxing-ul lui Nexus 6P. La revedere!